Bună ziua tuturor! Aș vrea să încep în primul rând, cu, ținând cont cu ocazia cu care ne aflăm, să felicit ediția periodică Monitorul FISCMD cu ocazia aniversării. Felicit echipa cu succesele pe care le-au obținut. Sper că și noi, în calitate de membri a grupului de lucru care are sarcina de a confirma poziția oficială, suntem și noi vouă de suport și de folos. În mod special, țin să mulțumesc și să transmit felicitări domnului Nicolae Platon, care a contribuit într-un mod decisiv la crearea acestei ediții periodice și, dacă pot să spun așa, a dat naștere acestei ediții periodice. Sper, domnul Nicolae Platon, că atunci când ați avut calitatea de șef pe atunci Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, așteptările pe care le-ați avut atunci în raport cu această ediție periodică s-au realizat și sper și cred că așa și este un rezultat a colegilor, a echipei, că poate undeva și au depășit așteptările pe care noi toți le-am avut la acel moment. Bună ziua! Bună ziua încă o dată, eu sunt Lazar Igor, șef adjunct Direcției Generală a Metodologiei Impozite și Taxe. De obicei, sunt bucuros să văd pe mulți din voi cu care ne-am întâlnit nu odată în cadrul sesiunilor, de seminarii, poate cu întrebări. Știți cât de, că consider ca o responsabilitate a mea, dar și a colegilor mei din cadrul Direcției Generale Metodologiei Impozite și Taxe, să vă oferim răspunsuri la întrebările și la neclaritățile cu care vă clarificați, vă confruntați. Pentru că, cum a spus unul din șefii mei, contribuabilul trebuie să fie informat și să cunoască cum corect să-și onoreze obligațiile fiscale. Astăzi nu va fi așa, pentru că scopul pe care mi l-am propus azi în legătură cu discuția pe care o avem, da, în contextul directivelor, alinierii legislației, transpunerii, scopul urmărit de mine este să vă atenționez asupra unor aspecte care sunt diferite, să vă atenționez asupra importanței studierii, importanței de a face cunoștință cu această directivă, cel puțin pentru că, cum a spus domnul Iuri Cicibaba, sunt multe alte acte și nici pe departe nu se reduc doar la acele directive și regulamente care sunt cu aplicare directă, dar o să mă opresc doar la directiva 112 și să vă încurajez, pentru că o să vedeți că nu e atât de strașnic. Pentru început, după cum vedeți în titlu, o să încerc să fac o comparație pe unele domenii pe care noi toți le cunoaștem, ca să vedeți unde nu-i clar. O să vă redau unele din emoțiile mele pe care le-am avut, cu scopul pe parcurs să vedeți unde și cum în general trebuie abordată această legislație europeană, dar, să zic, directivă. De asta spun că din perspectiva reglementărilor actuale. În primul rând trebuie să vă spun că cam sigur că majoritatea din voi are o experiență bogată în domeniul aplicării taxei pe valoare adăugată. Sper și eu să fiu alături de voi cu acest calificativ, dar noi simțim această taxă pe valoare adăugată, care e la noi în Moldova, pot să-mi permit așa să spun, pentru că am 20 de ani în acest domeniu, este una de a simți. Directiva sau ajustarea la normele directivei ar însemna același joc de șah, da? Cum a spus tot unul din șefii mei, este același joc de șah, cu aceleași reguli, doar că cu figuri diferite. Și desigur că o să ne ia timp să ne acomodăm la figurile, când în loc de cal o să fie nu un cal, de exemplu o cartofă, da? Să ne învățăm, să jucăm, dar având înțelegerea ce se întâmplă, ce înseamnă deducere, ce înseamnă obligații, ce înseamnă subiect, noi o să putem merge mai înainte, dar nu întotdeauna și nu peste tot o să fie așa de simplu. Deci, pentru început, eu am încercat să fac o paralelă. Ce spune directiva? Directiva operează cu
Așa, o noțiune că livrare, obiect al impunerii, este livrare de bunuri efectuate cu titlu oneros de către o persoană impozabilă, asta pe urmă. Ce înseamnă cu titlu oneros? Noi înțelegem. Asta înseamnă atunci când are loc o remunerare. În sensul, și la fel este acest titlu oneros, este indicat și în cazul când vorbim despre prestări de servicii. La noi, în definiție, noțiunii de livrare de servicii, de livrare de mărfuri se folosește. Noi spunem că chiar și transmiterea gratuită sau prestarea cu titlu gratuit, mărfuri, servicii, reprezintă obiect al impunerii cu TVA, cum îl percepem noi. Deci, prima întrebare, corect noi înțelegem semnificația de titlu oneros cu numai cele care presupun o contraprestație sau o plată. Ce facem cu cele cu titlu gratuit? Eu încă nu am găsit răspuns la această întrebare și aici cumva o să spun că noi am avut doar un singur exercițiu, drept că da, el a durat 10 zile de discuții cu colegii din Ministerul Finanțelor al României, unde, cum a spus și doamna Corina Alexa, seara plecam cu o idee pentru că peste noapte doar să avem niște precizări și să înțelegem a 20 dimineața când noi seara ne-am dus deloc cu soluția corectă. Deci, probabil că este răspuns și la această întrebare cu caracterul livrării, care este ce înseamnă oneros în sensul directivei. Poate noi undeva greșim și nu înțelegem, dar noi această întrebare trebuie să o punem, să o discutăm cu colegii, cu partenerii de dezvoltare, sperăm, contăm mult pe suportul colegilor din România, pentru că ei au deja experiență. Dar cum facem cu împrumutul bunurilor fungibile, care de asemenea știți că da, care din rezervele de stat, când se transmit bunuri gen grâu, zahăr, păcură și așa mai departe, noi le considerăm ca livrare. Trebuie să înțelegem că aceasta cu siguranță nu va constitui obiect impozabil în cazul directivei, în cazul transpunerii. Ce trebuie să spun? Noi am rămas pe parcursul anilor, știți că codul fiscal nostru s-a dezvoltat împreună cu noi, el a evoluat și noi l-am formulat, l-am structurat și am prevăzut într-însul normele pe felul înțelesul nostru, a limbajului, dacă pot să spună nostru, care s-a pornit de la ce am numit noi obiect, subiect, data apariției obligației și nu știu mai cum, în sens, pe când în sensul directivei, și am considerat că noi, cumva conducându-ne și la acel moment de directivă a 6-a, precedentă directivă pe TVA, eram aproape siguri că da, noi suntem ok și când a să survină necesitatea ajustării, foloseam cuvântul aliniere legislației naționale la legislația europeană. Ok, aliniem, adăugăm acolo, mai schimbăm niște noțiuni, definiții. A fost însă nu așa, pentru că legislația europeană fiind compusă și din, nu numai din directivă, dar și din acte, cum am zis, subordonate, dar și există practică judiciară, sunt hotărârea Curții Europene de Justiție, sunt liniile directoare, niște recomandări, care operează cu acele noțiuni și noi nu le vom putea să le aplicăm în legislația noastră făcând o simplă aliniere. Noi trebuie să mergem până la noțiuni și definiții. Cum? Ați observat deja cuvântul. Noi avem deja această experiență, noi am avut și ne era foarte bine să trăim cu sensul de livrare scutită de TVA și noi înțelegeam, o, livrare scutită de TVA, nu am dreptul la deducere, la revedere. Când spunem despre cota zero, noi spunem că este livrare impozabilă la cota zero, restituire, totul bine și frumos, livrare impozabilă, pragul de înregistrare ca plătitor TVA. Acum nu este și noi am introdus scutire de TVA fără drept de deducere și scutire de TVA cu drept de deducere. Dar ce a fost? Substituirea expresiei zero în scutire cu drept de deducere. Și în structura actuală a codului fiscal, noi avem, dacă știți în noțiuni, avem indicat că livrarea impozabilă este și livrarea scutită de TVA cu drept de deducere. În directivă, așa ceva nu o să vedeți, pentru că directiva întâi spune ce este scutit
Și pe urmă, peste vreo 80 sau 100 de articole, spune că tu ai dreptul la capitolul deducere, tu ai dreptul la deducere pentru livrări scutite conform articolul cutare, cutare, cutare. Deci, ce am vrut să spun, și asta o să fie o leacă mai departe, că când citești o normă, și o să arăt acolo la articolul 79, eu văd o prevedere care zic, aha, aici noi nu suntem conform directivei, pentru că în articolul 90 se văd că, de fapt, nu. Deci, directiva, în primul rând, trebuie citită de la până la o dată, pentru ca să aranjeze lucrurile cât de cât, sau să apară întrebări, pe urmă să o citim deja cu scopul de a înțelege ce ea privede. Și poate a treia oară să o citim deja cu speranța că vom înțelege majoritatea lucrurilor care acolo sunt reglementate. Știți cum Biblia, Evanghelia, da, oamenii de câte ori o citesc, întotdeauna descoperă ceva nou acolo. Aici am vrut să spun despre persoane impozabile, ceea ce a menționat și doamna Corina. Noi știm că în sfera de aplicare a TVA sunt subiecții înregistrați ca plătitori TVA sau care ar fi trebuit. Pragul, 1.200.000 sau benevol. Bine. În directivă noi așa nu avem. Pentru directivă toate persoanele care desfășoară activitate de afaceri sau activitate economică, indiferent de faptul că sunt juridice sau fizice cetățeni, sunt persoane impozabile. Noi nu o să vedem foarte simplu pragul de înregistrare, dar să ne ducem tocmai spre sfârșitul directivei ca să vedem și să undeva să simțim regim special pentru întreprinderi mici, care înseamnă că sunt scutite de la aplicarea TVA întreprinderile mici, care întreprinderile mici vor fi acele care nu ating plafonul. Îmi cer scuze, nu întreprinderi, dar persoanele impozabile sunt scutite dacă nu ating plafonul. Ceva de genul dat. Deci noi nu vorbim despre prag de înregistrare, dar vorbim de prag de scutire. Sau cum au folosit colegii și cum este scris, nu este prag, este plafon. Deci până atingem acest plafon, noi nu suntem impozabili. Adică noi până atingem acest plafon suntem scutiți, după atingerea acestui plafon deja suntem persoane impozabile cu obligația de a ne înregistra. Foarte bine știți că în Republica Moldova noi înregistrăm în calitate de subiect a impunerii cu TVA doar persoanele, 95 care spun, în 112, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător. Și mai degrabă, noi înțelegem că înregistrate, noi nu ne trece prin cap că cineva care vinde, eu nu știu, o persoană care prelucrează un pământ propriu, un cetățean, Lazar Igor, să fie în raport cu Lazar Igor în calitate de cetățean, neavând înregistrat un gățe, ei sau nu știu ce, să vă gândiți să mă înregistrați ca plătitor TVA. Nu, indiferent de cifra de afaceri. Iată, directiva spune și legislația europeană că în raport cu aceste persoane vor fi aplicabile norme ce țin de obligația de a calcula TVA și de a se înregistra. Noi, la moment, așa procedură nu avem, noi trebuie să ne gândim cum să o facem posibilă, dar de asta noi, de asemenea, nu vom scăpa. Am vrut să atrag atenție că și comercializarea, știu că livrarea clădirilor până la prima ocupare, până la prima ocupație, deci de asemenea trebuie de reglementat, constituie obiect al impunerii, da? Înțelegem că livrarea bunului sau locuinței unei persoane nu cade sub incidența reglementărilor privind TVA, sunt reguli speciale în raport cu autoturismele noi, și este regim special pentru autoturismele uzate, pentru persoanele impozabile, pentru că așa trebuie să vorbim, nu vorbim despre plătitorul TVA, dar persoană impozabilă care se ocupă cu revânzarea bunurilor, mijloacelor de transport, dar mai general trebuie să spunem despre bunuri second hand, unde se impozitează cu TVA marja de profit, cei care mai cunoscut sunt cu aducerea autoturismelor de peste hotare, înțeleg că acolo se plătește, sau trebuie să vedem, nu se plătește TVA de la diferența dintre prețul de procurare și prețul de livrare.
este un regim special care noi, conform acordului de asociere, trebuia să-l fie avut deja în, implementat în legislația fiscală a noastră, dar după câte știm, în general, aplicarea TVA în raport cu autoturismele este preconizată pentru 1 ianuarie 2026. Un alt aspect care îl consider important, eu nu știu, important pentru noi ca autoritate fiscală, pentru că mai, într-o măsură mai mică pentru business, instituțiile publice, dacă pot să zic așa, autorități publice, nu sunt persoane impozabile, dar ele pot fi considerate ca persoane impozabile în cazul în care desfășoară activități care, dacă aceste persoane n-ar fi impozabile, ar genera, ar denatura semnificativ concurența. Dacă n-ar fi persoane impozabile. Vedeți? Și aici avem, în măsura în care calitatea de persoană neimpozabilă denaturează semnificativ concurența. Și iată aveți lista activităților pentru care, pentru desfășurarea cărora, autoritățile publice ar putea fi calificate ca persoane impozabile. Deci asta presupune ce? O evidență cumva separată a activităților, poate a costurilor, pentru că dacă vorbim de persoană impozabilă, vorbim și despre dreptul de deducere. Și acum să vă amintesc despre faptul că teatrele la noi de vreo câțiva ani sunt instituții publice. Așa este? Centrul de tehnologie informaționale care prestează servicii autorității serviciului VAMAL, Ministerului Finanțelor, serviciului fiscal în domeniul tehnologiilor informaționale este instituție publică. Dar în prezent noi expres avem inclusiv și în lege pentru punere în aplicare a titlului 3 că la reorganizarea întreprinderilor de stat în instituții publice statutul de plătitor TVA nu se transmite. O să avem ceva de făcut aici, o să avem cu siguranță. Și aici cumva vreau să spun, pentru că am avut o discuție cu stimatul domn Boieriu, este colegul nostru din România, de la Deloitte, a menționat și el, și asta este și speranța noastră, că trebuie să se meargă în două etape transpunerea, ajustarea, alinierea. Una, să o avem pe acele segmente care contravin sau care nu sunt conform directivei pentru, să zic așa, piața noastră internă și numai după aceea, cumva, să începem a vorbi despre implementarea normelor privind tranzacțiile intracomunitare. După părerea mea, nouă ne va veni mai greu să ne acomodăm la noile noțiuni, la această ajustare pe plan național, la definițiile, la noțiunile, la principiile care sunt specificate în directivă, pentru că ceea ce avem acum stă adânc în noi. Și chiar și acum noi când vorbim, noi vorbim despre livrare la cota zero. Noi ne vine greu încă să folosim expresia scutire cu drept de deducere. Și o să vedeți cum o să vorbim, ca să ne înțelegem, o să vorbim de două ori, odată pe legea veche și odată pe legea ajustată. Asta o să fie ani buni. Pentru că fără a ne acomoda la expresiile și regulile care sunt specificate în directivă, în raport, chiar să zicem, cu tranzacțiile interne, noi o să înțelegem mai greu, pe de o parte, ceea ce spune directiva despre tranzacțiile intracomunitare, îmi cer scuze, dar pe de altă parte, sper că noi mai ușor învățăm lucrurile noi, care nu au un fundament, dacă nu suntem străcați de o percepție, lucrurile noi se vor așeza și vă asigur că nu este complicat și când vorbim și despre tranzacții intracomunitare de aplicare TVA, acolo trebuie să avem niște cunoștințe de bază legate de locul livrării serviciilor, locul livrării mărfurilor. Dacă știm, mai este 110 și 111 din codul fiscal al nostru, cu unele ajustări specificuri, iarăși, în dependență de tipul tranzacției, pentru că când vorbim de o livrare tradițională de marfă, este o chestie, când vorbim despre livrarea bunurilor prin intermediul comerțului online, o să fie altceva. Dar
este fiind lucruri noi, noi o să le percepem și o să fie ca primele, nu o să fie conflict dintre ceea ce a fost și ceea ce este. Despre operațiuni taxabile. Ce vreau să vă atrag atenția, încă un moment care să trebuiască cumva să-l avem în vedere. Noi să-mi amintesc și eu. Pe 99. Directiva spune, folosește, așa că tot a fost cam complicat pentru mine să percep, utilizarea de către o persoană impozabilă a bunurilor în interes propriu. Cumva am rămas fără, am avut cam probleme să percep asta, cum adică utilizarea în interes propriu, pentru că când procur combustibil, eu îl folosesc în interes propriu, evident. Poate s-a avut altceva în vedere. Și am o șoclipă să văd ce am avut în vedere. Colegi, cam e minus aici. Noi, cumva, avem în legislația noastră, dar nu știu cum noi am folosit-o în 99, de asemenea să spune că mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil, care ulterior sunt însușite de subiect. Este 99.3. Ce înseamnă însușit de subiect dacă materia primă oare nu însușesc și cu un grad de rușine, știți cum ispanski stât, da, trebuie să spun că adineauri săptămâna asta mi s-a spus că undeva un agent economic s-a confruntat cu așa probleme pentru că a utilizat niște mărfuri în scopul desfășurării activității de întreprinzător și lui i s-a invocat în cadrul unei, să zic, consultații, nu o să spun ce procedeu a avut loc atunci. În cadrul acelei consultații s-a spus că aceasta reprezintă o livrare impozabilă SIE însuți. Asta nu este foarte absurd dacă ne uităm ce spune directiva, da? Ne ajută să înțelegem, dar noi avem și 99.3 cam aceleași idei. Dar directiva aici ne ajută și în altă parte tot ne ajută să înțelegem, pentru că directiva ne spune mai general utilizarea lor în alte scopuri decât cele legate de desfășurarea activității economice. Asta are în vedere consumul propriu, pentru că eu, de exemplu, ca entitate care produc vin, folosesc acest vin în cadrul unui eveniment care nu e legat cu angajații, cu membrii familiilor, nu știu, care nu este legat de activitatea de întreprinzător. Dar este și în acest sens, mă ajută să înțeleg chiar și 99.3 mai bine normele sau explicațiile care le dă directiva. Este un aspect, aș vrea să-l am cer scuze eu numai la mine. Da. Încă un aspect la care aș vrea cumva să spun, unde noi avem deja o paralelă, este reorganizarea, cum eu am perceput-o că asta este o reorganizare, dar uitați-vă cum spune directivă, că transfer cu titlul oneros sau nu, deci dacă mă întorc înapoi să înțeleg ce are în vedere onerosul, pot să înțeleg că și nu, sub formă de aport la o societate. Noi în legislația noastră știm asta ce înseamnă. Noi spunem, aport, noi avem 103.129, scutit fără drept de deducere, aportul în capital social. Dar pe de altă parte, și vedeți că directiva spune că se consideră că acest aport la societate, se consideră că nu a fost nicio livrare. Atunci poate să are în vedere 95.2d, care spune că în cazul reorganizării nu este obiect al impunerii. Noi ce spunem? Noi spunem că ai livrare care nu e obiect al impunerii. Noi spunem sau este o livrare care este scutită de TVA. Înțeleg că în cadrul procesului de transpunere, de ajustare sau de aliniere, cum să zic mai corect, noi trebuiască să gândim cum scriem. Pentru că astăzi noi avem consecință. Dacă e neobiect al impunerii, la prorată noi nu aplicăm. Dacă este scutit, influențează asupra proratei. Ce fac? Eu încă nu am răspuns, dar mai este aici că statele membre pot, ceea ce a spus domnul Iuri, cumva, pot considera că nu a avut loc nicio livrare. Deci îmi spune directivă,
că sub formă operațiune, că este o operațiune, pot considera că nu a avut loc nicio livrare. Nu știu cum să zic, noi putem considera că a avut livrare și putem considera că nu a avut loc o livrare. Iar e o întrebare și pe care noi cale o să mergem mai departe, rămâne de văzut, iarăși, împreună cu mediul de afaceri și folosindu-mi pe parcurs tot, o să mai bag niște idei, niște gânduri, că noi trebuie nu să discutăm cu mediul de afaceri, noi trebuie să stăm la o masă în permanență ca să putem în orice moment să abordăm orice subiect. Și aici consider că sunt mai relevante asociațiile de business care pot cumva colecta aceste viziuni, pentru că noi nu o să avem posibilitatea să ne întâlnim cu fiecare agent economic în dependență de domeniul său de activitate, pentru că dacă o să discut cineva, poate să considere că asta nu mă vizează și noi scăpăm această întrebare ca să ne trezim pe urmă, de exemplu, cu aceleași instituții publice. Încă un moment, mulțumesc doamnă Iuri, mulțumesc mult. Încă un lucru care certificatele, nu, eu m-am dus undeva de-a mai departe. Bine, să mergem așa. Aici nu o să mă opresc, o să mă opresc încă un moment care l-am considerat despre percepția noastră. Uitați-vă unde vorbim despre locul prestării serviciilor, o să mă opresc numai, în primul rând vreau cumva să vă spun despre locul de transport, locul prestării serviciilor, de transport de călători, sper că se vede. Uitați-vă cum în directivă e scris, locul prestării în cazul transportului de călători este locul unde are transportul în funcție de distanța parcursă și aici cumva se aseamănă cu ce avem noi, numai că la noi nu se face deosebire între transportul de pasageri și de mărfuri, la noi e scris luându-se considerație distanța parcursă. Și stăm liniștiți, considerăm că tot e ok, aici suntem conform directivii. Numai până când nu citiți următorul punct care spune că locul de prestare a serviciului de transporturi de bunuri este locul unde are loc transportul proporțional cu distanțele parcurse. Bună ziua! Noi știm cu toții că noi când vorbim și sunt și explicații și ele sunt argumentate pentru că și eu am fost unul din adepți. Cum noi considerăm transportul internațional că este, dacă ni se prestează, este sau nu import de serviciu, sau dacă eu prestez unui nerezident, sau nu are importanță, rezident, nerezident, transport internațional la ieșire din țară, oare noi calculăm pentru distanță pe teritoriul Moldovei tăva la import? Da, acum noi zicem că transportul internațional se impozitează la cota zero și în acest fel nu mă interesează că care este pe Moldova, care este, dar să admitem că se pune 20 sau un 8, atunci cum o să determinăm? Noi spuneam, practica noastră de administrare pe parcursul anilor spune, în înțelegerea noastră a Republicii Moldova, luându-se în considerație distanța parcursă, eu percep de la locul de pornire până la locul de sosire. Asta e distanța parcursă. Și acum, această distanță, eu o îmbrac peste Moldova? Ea este în Moldova? Nu. Cum la noi spune, import e numai în cazul în care locul este Moldova. Dacă calea nu este toată prin Moldova, nu vorbim despre import de serviciu, internațional, zero, nu e obiect al impunerii, pentru că nu e Moldova. Această întrebare, acest subiect a trezit discuții la noi când am vorbit cu colega doamna Adriana de la Ministerul Finanțelor. Cum calculați voi distanța proporțional? Cum se calculează? Pentru asta nouă ne trebuiește GPS la autobuz? Pentru asta... Cum noi o să determinăm că merge autocarul la deal sau camionul la deal, la vale, stă o noapte undeva mai mult? Distanța, serios, undeva drumurile sunt mai bune, mai rele. De ce e distanța? Dumneei a spus că este ok, în România aceste livrări sunt scutite. Dar pentru noi este suficient să scutim? Da, fără a intra în esență, noi punem cota zero și spunem la revedere problemei, noi așa nu putem. Noi trebuie să găsim soluția, să înțelegem și pentru asta trebuie să consultăm atât mediul de afaceri care
activează în străinătate, pentru că în cazul serviciilor de transport, chiar și moldovenii, dacă nu mă greșesc, domnul Băriu, în anumite condiții au obligația de a achita TVA în statele membre, în dependență de distanța parcursă. Deci noi trebuie și cu mediul de afaceri să vorbim și cu colegii care aplică această taxă și cumva o socot. Mai sunt aici și alte probleme, dar întrebări. Nimic nu este problemă, este problemă în a înțelege, în a simți, pentru că a nostru TVA noi deja îl simțim, a ISTA încă urmează să ne acomodăm la dânsul. Vreau să spun, uite, definițiile care neapărat trebuie să regăsească în codul nostru fiscal, cât mai devreme, este fapt generator, care eu fac semn egal între fapt generator și ceea ce noi spunem livrare impozabilă, da, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor, livrare, prestare de servicii, importul, este evenimentul. La noi nu este traducere exactă între fapt generator, nu este un semn egal cu livrare impozabilă. Livrare, probabil, dar nu întotdeauna. Deci noi să trebuiască această definiție să o introducem și exigibilitate, care eu o percep, sper să nu greșesc, este exigibilitate, este momentul la care apare obligația de a calcula TVA, da? Cum noi numim data apariției obligației fiscale. Mă duc, mă îs și îs, dar mă încerc să mă mai grăbesc. Ceea ce consider important despre cote. Noi avem cote reduse și știți cum ele se expuse. Este ok, legislația europeană permite să avem nu mai mult de două cote reduse. Noi astăzi suntem, bravo, și noi avem la gaz o cotă, la producție agricolă un 5% sau cum, suntem în 8%, dar până nu de mult, țineți minte că am avut 12% la Horeca. Este limitat la două cote, cotele reduse nu pot fi mai mici decât 5%, dar totuși se admite să aveți o cotă mai mică de 5% sau chiar și scutirea cu drept de deducere, însă aceasta o veți putea aplica la nu mai mult de 7 din acestea, dar nici nu acestea, acestea sunt lista livrărilor, prestațiilor, cum se spune, în raport cu care directiva permite aplicarea cotei reduse. Țin să vă atrag atenția la punctul 2, furnizarea apei. Da? Deci, cumva am întrebare dacă în acest sens este, dacă furnizarea apei la moment către populație o avem scutită, da? De rând cu serviciile comunale și mai departe. Dar văd aici ziare, cărți periodice, transportul de persoane, deci dacă directiva spune că la acestea poți avea cotă redusă, mă face să cred că acestea trebuie să fie impozabile. Le-am evidențiat și, interesant, livrarea și construirea de locuințe și încă interesant la punctul 9, dacă tot suntem la monitorul fiscam de furnizarea de servicii de către scriitori, drepturi de autor. Înțeleg că scriitorii, și iarăși mă întorc undeva înapoi la persoane impozabile, înțelegem că scriitorii, dar în ce condiții de asemenea pot fi calificați sau se califică ca persoane impozabile? Înseamnă oare că noi cei care ne publicăm în diferite ediții periodice să fim vizați sau văzuți, clar că noi avem departe până la plafon, dar oricum este o întrebare, dacă plafonul va fi prea mic, putem și să ne mirim. Asta e ceea ce ține despre cote reduse. Încă ce trebuie să spun, atrag atenția aici business-ului, asociațiilor, pentru că directiva spune că puteți aplica numai pentru maxim 24 din aceste poziții puteți să aplicați cota redusă. După cum vedeți, aceste poziții sunt destul de detalizate. În cap a noastră specificări, noi le avem la cota de 8%, le avem cumva mai puține vizual, dar la noi, dacă
medicamentele. Eu sper să încapem, dar urmează de văzut, nu, este un subiect interesant de discuții, de negocieri, pentru că aici negocierea trebuie să fie între autorități, între politică fiscală și între mediul de afaceri. Aici nu avem ce negocia cu Comisia Europeană, pentru că e 24-24, nu poți. Pentru Moldova să faci 25. La scutiri este o situație cam similară. Iată, sunt scutirile pe care urmează să le aplicăm. Când am citit, special am evidențiat de interes general, pentru că n-am văzut multe din scutiri pe care le-am considerat că ar fi trebuit să fie. Eu nu le-am văzut, dar și iată mă uit la litera E. Prestarea servicii efectuată de către profesii, de către tehnicieni dentari, proteze dentare, ok, dar anterior am vrut să spun că la poziția 21, iată, coafură, nu știu, cumva, nu sunt servicii de înfrumusețare, să zicem, dar este coafură, înseamnă că manicură nu poate fi la cotă redusă, dar coafură, da. Eu nu înțeleg, de atât ai bine să cunoaștem, este și o dificultate când nu știi istoria formării unei norme, îți vine greu să o explici, să-i dai explicație și să o simți. La noi coafura e la 20. Da, asta eu știu. Da, da, dar numai nu la deținători de patente, pentru că așa se întâmplă la noi. Dar uitați, acele generale a trebuit să ajung la articolul despre scutiri pentru alte activități, ca să înțeleg că sensul de interes general cumva mă împinge spre ideea că aici vorbim despre prestații de către autorități publice sau organizații necomerciale. Dar acest subiect de asemenea trebuie discutat, pentru că eu mă tem să nu greșesc. Deci sunt mai multe necesități de precizare. Și pentru că scutirile pentru alte activități, de-am cumva mă coboară la acele scutiri care să le înțeleg. Dar uitați-vă cât sunt de puține, da? Și aș vrea să atrag, chiar fiind ele atât de puține, vreau să atrag la litera L, leasingul și închirierea de bunuri imobile. La noi e scutit locațiunea locuinței. Aici nu se reduce la închirierea de bunuri imobile dacă vorbesc despre un imobil cu destinație nelocativă, cu destinație productivă, s-ar fi primit că este, ar urma să fie scutit. Trebuie să citesc mai departe ca să îmi dau seama că sunt excluse de la scutire următoarele, da, închirierea safeurilor, servicii de cazare, instalații fixate definitiv, închirie de safe-uri. Și trebuie să văd ultima propoziție ca să-mi dau seama cum să lucrez cu această normă, pentru că acolo e spus că statele membre pot aplica excluderi suplimentare din sferă de aplicare a scutirii de la litera L. Asta înseamnă că eu, ca legiuitor, pot să stabilesc bunuri imobile cu excepția celor cu alte destinații decât locativă. Eu pot așa să scriu și mie îmi permite, dar mă întorc înapoi la ideea care am spus, nu poți să te reduci citind doar o singură normă. Directiva nu este simplă pentru a percepe asta. Noi acum știm că, mai ales la impozit pe venit, da, acolo, fără a citi vreo trei norme, nu găsești răspuns, pentru că ele sunt referințe. Aici e cam asemănător, cum avem noi titlul 2 descris, și mai puțin asemănător cu titlul 3, pentru că cumva structura titlului 3 este una mai simplă. Desigur că și din considerentul că avem o categorie de subiect, la impozit pe venit avem câte vreo 4-5 regimuri, subiecti. Despre deduceri. Regula generală îți permite deducerea pentru scutirea tăva aferentă, așa să zic, procurărilor în scopul operațiunilor taxabile. Noi avem această regulă, dar aici, cumva am spus mai devreme, livrările la export nu sunt taxabile, sunt scutite. Și am vrut
Deci să demonstrez, să arăt cât e de simplu la noi scris, că eu știu că m-am uitat în 104, livrări cu drept de deducere, n-am întrebări. În directivă o să trebuiască să văd că pe lângă deducere de la 168 pentru operațiuni taxabile va fi deductibilă TVA și pentru următoarele mai jos specificat referințe la articole, dar printre care și exportul. Deci, ceea ce vreau să spun, cum pericrestne sâlche, sau nu știu cum în limba română spun, referințe, da, mai multe sunt. Prorata, avem probleme pe prorata, au fost de ani de zile, noi cumva am încercat să ne clarificăm cu prorata, astăzi avem prorata pentru domeniul construcțiilor, cu ale sale probleme și neajunsuri, dar cumva care a încercat să vină mai aproape de ceea ce e prevăzut în directivă. Ce aș vrea să arăt deosebit în aplicarea proratei? Da, modul de determinare e ok, impozabil pe total livrări, cu avansuri, fără așa de putem să alegem, noi știm cum e normal, însă uitați-vă cum în directivă spune că prorata provizorie, și noi avem prorata, și avem noi prorata definitivă anuală, noi spunem că tu prorata această provizorie o să o determini fiecare lună și să o corectez pe indicatorii anuali. Uitați-vă că în directivă se vorbește că prorata provizorie este cea bazată pe indicatorii anului precedent. Și e normal că dacă mai ales eu am o activitate sezonieră, dacă eu fac o cumpărătură, o investiție, n-aș vrea să spun, o procurare semnificativă într-un moment când, din cauza evoluției acestei sezonieri, eu să fac numai niște livrări impozabile, e clar că eu am niște consecințe. Dar dacă e bazată pe prorata definitivă anului precedent, este ok, cumva să merg cu ajustarea conform indicatorilor anuali pentru aferența anului curent. Însă, chiar și având acest indicator, directiva privește regulă specială pentru activele pe termen lung, 5 ani sau pentru imobile 20, care spune că ai dreptul să-ți regularizezi timp de 5 ani, câte o cincime. Dacă vorbim de un mijloc fix, de un activ, activ capital, cum spun colegii, sau pe clădire pe 20, ce înseamnă câte o 20, ce mi fac regularizare. Știi ce înseamnă regularizare? Regularizare înseamnă că eu la momentul procurării mi-am dedus TVA și pe parcursul a 5 ani de la această cincime scot reieșind din prorată, exclud de la deduceri. Este capabil legiuitorul sau avem noi tărie de caracter să permitem omului întâi să-și deducă și pe urmă să-și excludă de la deducere și țin să vă atenționez. Colegii o să spună, poate domnul Boieriu, poate o să spună despre mecanismul de rambursare. Dar în Europa, legislația europeană, ce presupune? Rambursarea TVA, rambursarea necondiționată a depășirii TVA. Și atunci, dacă noi ne încadrăm și trebuie să o facem această rambursare necondiționată, noi trebuie să permitem deducere, atunci noi în primul an restituim omului TVA aferentă investiției efectuate, pentru că el în anul viitor, urmarea regularizării, poate să plătească ceea ce la buget, ceea ce a fost trecut în cont și dedus. Deci este o abordare pro-business, consider eu de asta, eu și-am spus să vă atenționez și să vă încurajez scopul meu. Directiva în general are... cumva este mai pro-business și din discuțiile cu colegii, cu doamna Adriana din la Ministerul Finanțelor al României, noi mai des am auzit la întrebările noastre spunând că dar nu aveți dreptul, nu e conform directivei, adică în majoritatea cazurilor aceste răspunsuri fiind pro-business și nu pentru percepția noastră, da, de organ așa care este mai mult cu o notă de control sau de impunere. Vreau să mai spun că nu rămâne încă pentru discuții, pentru clarificări.
regimurile speciale, care noi încă suntem departe de a vorbi, care le-am spus este pentru agenții de turism, pentru vânzarea bunurilor second hand, unde se aplică TVA pe marjă. Am vrut să spun că undeva, bazându-mă și pe directive, noi deseori încă mai apar întrebări despre și solicitări de majorare a pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA. În directivă sunt specificate plafonurile și plafonul maximal care este indicat în directivă este de 35.000 de euro. Însă, uitându-mă și aici, domnul Boiriu, vă rog să ne dați această clarificare. Cum ați putut să prevedeți în codul fiscal al României plafonul de 88.500 euro în calitate de plafon de scutire, când în directivă este 35. Eu, pe nota asta, vă mulțumesc și îmi cer scuze, dar sunt foarte multe de vorbit, dacă, cum am spus, 9 zile sau 10 zile nu a fost suficient să vorbim cu un specialist, dar cu noi sperăm împreună cu voi să putem preface primii pași, să ne punem, este timpul de a pune întrebări când citim directiva. Noi nu suntem gata să oferim răspunsuri. Și având întrebările, inclusiv și din partea voastră, a mediului de afaceri, noi să putem formula și solicitările noastre către partenerii de dezvoltare pentru oferirea explicațiilor. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am fost prea insistent, domnul Vlad. O zi bună!